Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Beatricia, bine ați venit la canalul meu! Astăzi vă invit alături de mine să pregătim împreună niște biscuiți umpluți cu vișine, afine și fistic. Sunt foarte simple de pregătit și vă asigur că sunt foarte delicioși. Haideți să începem! Mai întâi vom pregăti aluatul, care este practic identic cu aluatul de tartă. În bolul cu făină adăugăm puțină sare și untrece de la frigider. Începem să mărunțim și să distribuim untul în făină până ajungem la o consistență ca cea a nisipului. Adăugăm apă foarte, foarte rece, cantitatea va depinde de umiditatea încăperii și de tipul de făină de care dispuneți, dar în general aveți nevoie de la 6 până la 8 linguri de apă ca aluatul să se adune uniform. Nu amestecați prea mult, doar până aluatul se adună. Presăm puțin aluatul cât să formăm un disc și îl împachetăm într-o folie alimentară, după care îl trimitem la frigider pentru o oră. Înainte de a reveni la aluat, ne vom ocupa de umplutură. Eu am aici vișine și afine care au fost decongelate și bine scurse de lichid, dar dacă dispuneți de proaspete în zona în care locuiți, e și mai bine. Adăugăm zahăr și puțin amidon de porumb. Pentru că fructele vor lăsa puțin suc, amidonul de porumb îl va absorbi în timpul coacerii. Dacă nu dispuneți de el, îl puteți înlocui cu făină. Aluatul s-a odihnit la frigider timp de o oră și acum îl împărțim în două, după care îl vom rula cu ajutorul unui sucitor. Pentru a evita adausul de făină, aluatul îl vom rula între două folii alimentare sau hârtii de copt până obținem o grosime de aproximativ 3-4 mm. Îndepărtăm prima folie, după care îl decupăm folosind forma preferată. Dacă tot se apropie ziua îndrăgostiților, am hotărât să fac niște forme de inimi. Iar ca un mic aspect decorativ, am decis să decupez și niște cerculețe, folosind un dui de mărime foarte mică și am decupat doar jumătate din inimioare. Deci doar inimioarele care vor fi lipite deasupra. Acest lucru însă este opțional. Așezăm inimioarele întregi pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, adăugăm puțin din umplutura pregătită mai devreme și presurăm și puțin fistic mărunțit. După care plasăm inimioarele cu cerculețe și le lipim împreună cu ajutorul unei furculițe. Procedăm exact la fel cu cealaltă bucată de aluat și trimitem biscuiții la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, timp de aproximativ 20-25 de minute sau până când biscuiții s-au ruminit puțin. Biscuiții gata, îi lăsăm să se răcească puțin, după care îi presurăm cu puțin zahăr pudră și fistic mărunțit. Biscuiții s-au primit ușor crocanți, în niciun caz prea dulci, iar gustul aluatului s-a balansat perfect cu umplutura. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o găsiți mai jos sub acest video. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept cu drag și în rețeta viitoare. Poftă bună! Pa, pa!